Voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 22, de la versetele 36 la 40. Matei 22, versetele 36 la 40. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Amin. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Să fie binecuvântat Dumnezeu cel care ne-a creat. Aceasta pentru că a creat parte bărbătească și parte femeiască și astfel s-a putut constitui familia. Am putea să adăugăm să fie binecuvântat Domnul pentru că astăzi suntem în casa Lui. Amin. Și apoi dintre noi, cei din tâi, fie binecuvântați cei doi. Amin. Familiile de origine și toate familiile prezente aici. Amin. Cu ocazia aceasta vă mulțumesc că v-ați rugat pentru familia noastră, în mod special pentru scumpa mea soție. Domnul să vă răsplătească la vreme potrivită. Amin. Amin. Aș vrea să ne întrebăm astăzi, când cei doi vor declara în fața tuturor că se căsătoresc din dragoste. De altfel, nici nu știu exact cum ar fi mai corect să întrebăm dacă se iubesc sau dacă se vor iubi. Adică la timpul prezent sau la timpul viitor. Aș vrea să lansez o întrebare pentru toți. Scurtă, dintr-un singur cuvânt. Iubiți? Aici am citit despre un dialog în care Domnul Iisus a fost întrebat să spună în rezumatul cel mai bine elaborat ce conține Revelația divină, Scriptura. Ce aveau ei până atunci, în mod special, primele două părți ale Scripturii, legea și proroci. Și Domnul a spus, recitesc, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, spune-o pe scurt, cu tot ceea ce ești. Aceasta, a precizat Domnul, este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, și observați, ei l-au întrebat pe Domnul care e cea mai mare poruncă. Dar Domnul n-a putut să spună numai una, pentru că și a doua este asemenea cu prima. Iar a doua, asemenea ei, începe cu aceleași cuvinte. Să iubești. De data asta, pe aproapele tău, ca pe tine însuși, ceea ce înseamnă din nou cu tot ceea ce ești. Aș vrea să observăm mai întâi că dragostea, iubirea, este un principiu etern în gândirea și în împărăția lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13, cea mai mare dintre toate este dragostea. Sau versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Și am putea să rostim aici o echivalență. Cine iubește, devine veșnic. De altfel și Dumnezeu, care este veșnic, are încorporată în sine, în mod absolut, această binecuvântată stare, iubirea. Repet, iubirea este un principiu etern. Pentru că acolo unde nu este iubire, intervin celelalte stări care culminează de la ură până la moarte. Viața în sine n-ar fi fericită, plăcută, fără iubire. O veșnicie, dacă am trăi, să fie doar o tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, fără să ne iubim, n-ar avea
sens. Și din acest capitol 13, multe versuri s-au scris, îmi vine în minte acum câteva, cred a poetului Valeriu Giorgioni: de-aș cunoaște toată știința ta în afirii s-o pătrund, de-aș fi ars sau tras pe roată, aruncat pe un pat de prunt, un fachir, pe cui să sânger, orice viața s-o dedic, de-aș vorbi în limbi de înger, fără iubire, sunt nimic. Cântăresc de-aș fi, pe creste de-ar suia mea cântare, dacă zbândru totul este, o aramă sunătoare. Armonie murmurată, unison măresc de cor, însă glasul fără faptă e un chimval zângănitor. Mulți poeți vestiți cu nume consacrate eternității au lăsat uituci iubirea îngropată în fila cărții. Oratori și la tribune mersul lumii le explică, râuri au în dicțiune, dar iubirea lor ce mică. Versuri sunt mai multe, mai spun doar așa în secvență unele. Poți să fii magnat sau preot, viitorul să-l prezici și în analele iubirii să rămâi printre pitici. Ești astronom, luneta îți deschide în turn tot cerul, satelitul și racheta, nava ție ca bicicleta. Când găsi vei tu planeta care ascunde în ea secretul, adevărul se cunoaște cu un alt simț, nu cu privirea. Și încheie autorul cu versul: că noi toți doar o iubire, o nădejde și o căutare, însă dintre toți și toate, dragostea e cea mai mare. Așa e la Dumnezeu și bine ar fi să fie și la voi doi și la noi toți. Amin. În al doilea rând, dragostea este în primul rând și în mod fundamental o natură. Adesea se confundă lucrurile și în lumea asta se crede uneori că dragostea este o atitudine sau ceva servicii, nici vor. În 1 Corinteni, capitolul 13, este scris de la versetul 1, ceea ce evidențiam în parte în versuri: chiar dacă aș vorbi și poți să te exprimi în modul cel mai plăcut, s-ar putea să întorci foaia și să nu mai fie același. Mai mult, chiar dacă mi-aș împărți toată averea și dacă ar fi să parafrazez, ar suna cam așa: chiar dacă aș da bani mulți pentru nevastă, pentru dorințele ei și pentru tot neamul ei, s-ar putea tot să nu iubesc. Pentru că dragostea este o natură. Și continuă autorul explicând de la versetul 4, apostolul Pavel: dragostea este, și observați, trăsături de caracter, nu doar servicii. Îndelung răbdătoare, de acum și până la moarte, cât o să vă găduiți. Plină de bunătate, nu se epuizează, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Și în mod mai profund, cred eu, ne explică Ioan în epistola sa, 1 Ioan, capitolul 4, citesc de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Deci nu este emanație filozofică sau o încercare umană de a face vreun bine. Spunea Domnul că sunt în stare oamenii să iubească, dar numai la schimb. Și dacă nu primesc în echivalență, nu mai pot să răspundă cu dragoste. Și ascultați versetul 7, în continuare. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu. Și vă întreb, poate cineva să iubească fără să fie născut din Dumnezeu? Poate, dar numai cu o iubire mult mai mică decât ceea ce oferă Dumnezeu. De aceea, tineri dragi, și să ne înțeleagă toți, dacă nu este un tânăr născut din nou, să mă audă fetele, dar îi se pare ei că e foarte gentil,
face servicii. Dacă nu-i născut din nou, mai mult de atâta nu e în stare să facă. Și la prima ispită o să arate cine este. La fel, o fată să fie și cultă și manierată, dacă nu-i născută din nou, dacă n-are natură din Dumnezeu, dragostea ei nu se poate exprima în toate domeniile vieții. Numai cine e născut din Dumnezeu, cine are Duhul lui Dumnezeu, poate să aibă dragostea, căci roada Duhului este dragoste. Și scrie mai departe aici, versetul 8, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Câți oameni în lumea aceasta nu și-au declarat iubire unii altora? Vorbim concret de familie, pentru că aici voi duce subiectul. Dar câte divorțuri sunt? Și cum zice Costache Ioanid de data asta, încep cu cântece, cu glume, cu zgomote, pahare în spume, dar în curând se arată firea și apoi pe bănci de tribunal cei doi imploră despărțirea și spui problema e normal? Ce a fost la început? Iubirea? Da, dar a fost o iubire care izvorea dintr-o natură umană și noi avem nevoie de o iubire care izvorăște din natura lui Dumnezeu. Sunt două porunci fundamentale. Una, să iubești pe Dumnezeu cu tot ce ești, am citit, și a doua pe aproapele. Și acum o întrebare. Iubirea care trebuie să o ofer aproapelui e de altă natură decât iubirea care trebuie să o ofer lui Dumnezeu? Iubirea nu poate fi decât izvorâtă din natura care o am eu sau care am primit-o de la Dumnezeu prin naștere din nou. Citesc mai departe versetul 11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. În familie se vede dacă suntem născuți din nou, dacă suntem din Dumnezeu. Sau altfel spus, mai popular, dacă suntem pocăiți cu adevărat. La biserică se poate poza, dar la poze nu poți sta mult nemișcat, trebuie să clipești, așa-i? Ei, acasă se vede cine ești. De acum o să vă cunoașteți unul pe altul cât sunteți voi de pocăiți. Asta se va dovedi încât vă veți putea voi materializa iubirea declarată. Fiecare va face tot ce poate, se va arăta natura lui. Să vă ajute bunul Dumnezeu. Este scris aici, și citez asta în încheierea acestei idei, versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Așa este El, nu poate fi altfel. Aici trebuie să ajungem. Și Dumnezeu ne cere, spunea Fiul Său prea iubit, citesc Matei capitolul 5 din Predica de pe munte, versetul 48, voi fiți dar desăvârșiți, și subiectul era dragostea, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Oare nu-i se pare prea mult să ni se ceară să iubim ca Dumnezeu? Dar vă întreb, e adevărat că noi vrem să trăim veșnic ca Dumnezeu? E adevărat că El ne-a dat Duhul Său? E adevărat că devenim copiii Lui? Atunci, ce este în plus? Ce este mult? Că această realizare derivă din relația noastră cu Dumnezeu. Iubirea este un principiu etern, iubirea este o natură. Apoi este o relație, o manifestare. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Amin. În al treilea rând, iubirea are două opțiuni care derivă din cele două porunci sau două oferte. Prima, Efeseni, capitolul 5, un text bine cunoscut de noi, arhicitit la nunți, versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și acum la noi, referindu-ne la bărbați, revin cu întrebarea de la început. Îți iubești nevasta? Dovezi.
Ce face iubirea mai întâi? Care este oferta cea mare a iubirii, care izvorăște dintr-o natură ca cea a lui Dumnezeu? Citesc în continuare. Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, observați scopul, ca să o sfințească, să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Un bărbat care își iubește nevastă va face totul pentru a-i fi oferită nevestei lui veșnicia. Dragostea are nevoie de o veșnicie ca să se exprime și nu poate lua în calcul o altă dimensiune a timpului. Ce iubire ar fi aceea pentru nevasta ta și valabil și pentru dumneavoastră, scumpe surori? Ați iubi soțul înseamnă, în mod profund, a face totul ca el să fie mântuit. S-a întâmplat undeva în județul Bihor, o soră credincioasă avea un soț botezat. Și ea a încercat să-i țină dirigenție și a zis, dacă nu te pocăiești cu adevărat, mergi în iad. El era puțin mai glumesc și a zis, și ce crezi că să fiu singur de la adunare? Ea și-a dat seama că asta nu e o manieră potrivită de a-l aborda și a zis, auzi, de acum o să rog pe Domnul în toate să fie voia Lui, dar într-o privință să fie voia mea, să te mântuiască pe tine. Și eu, de partea mea, o să mă comport în așa fel încât să te atrag în această stare ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Am fost la mormântarea Lui, a murit la bătrânețe și spunea sora, sunt tristă că mi-a murit soțul, dar am împlinirea că s-a mântuit. Am făcut tot ce a ținut de mine, că am vrut soțul meu să fie mântuit. Cu asta nu vreau să spun că toate surorile pot să reușească. E scris 1 Corinteni 7:16, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul? Și la fel, corolar scrie acolo, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui soțul? Sau bărbatul, dacă își va mântui nevastă. Dar în dragoste asta țintești mai presus de toate. Pentru că odată ce ai dobândit natura lui Dumnezeu, nu poți să gândești altfel. Undeva la o emisiune televizată, o doamnă a zis, mie nu-mi place Scriptura. Și era acolo un păstor care a zis, ce nu vă place din Scriptură? Păi mi-interzice să fac ce vreau, scrie să nu prea curvești, și spun și unde, două locuri, în Exod și în Deuteronom, la porunci. Și fratele a zis, nu scrie asta. Cum să nu scrie? Mă duc și vă arăt. Pe text. Nu, acolo scrie altfel. Și a citat din Exod 20, unde Dumnezeu a zis, eu v-am scos din țara Egiptului. Știți ce a însemnat asta pentru voi? Eu vreau să vă duc într-o țară frumoasă. Dar am pentru voi niște linii directoare. Dacă vreți să vă fie bine, să nu prea curviți. Și zice, doamnă, dar eu n-am știut că zice așa. Asta e problema. Tot ce spune Biblia se poate cuprinde în acest cuvânt, dragoste. Adică tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi, a dat pe Fiul Său și împreună cu El ne va da, scrie Romanii 8 la pachet, toate, adică veșnicia. Dacă acceptăm iubirea Lui să se manifeste și prin ființa noastră. Dumnezeu să ne dea harul acesta. Așadar, ce se poate face pentru partenerul de viață? Scrie aici. Să-l sfințești cu cuvântul. Scrie în 1 Petru 3:1, să-l câștigi și fără cuvânt. Să te porți în așa fel încât să fie copleșit. Și când va întreba, când se va mira, va ajunge la aceeași concluzie. Soția mea, soțul meu, iubește. Dar de unde am învățat asta? De la Dumnezeu, care ne-a iubit și ne vrea cu sine pentru vecii vecilor. Nu acesta a fost scopul iubirii lui Dumnezeu? Ba da, să ne mântuiască, să ne aibă cu sine. Știți în ce atmosferă? Ca una de familie. Scrie în Biblie, Domnul a comparat împărăția
cu nuntă a unui fiu de împărat. Și în plan escatologic unii spun că nunta va fi 3 ani jumătate, 7 ani, alții sunt mai darnici, 1000 de ani. Dar nu scrie în Biblie că veșnicia va începe cu o nuntă. Scrie că toată veșnicia e ca la nuntă. Și nu orice nuntă, ca o nuntă a fiului de împărat, că așa se trăiește în prezența lui Dumnezeu. Acolo vrem să ajungem cu toți. Scrie în Apocalipsa 21 că cerul, cum vă spuneam, este imaginat printr-o viață de familie, una regească. Versetul 2, am văzut coborâse din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, Noua Ierusalim, gătită ca o mireasă. Și am auzit un glas tare care șa din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Acolo iubirea va fi desăvârșită. Să ne ajute Domnul să ajungem, dar nu singuri, să-i luăm și pe cei dragi cu noi. Amin? A fost întrebat odată cineva, ce personaj ți-a plăcut mai mult din călătoria creștinului? Creștinul sau creștina? Și a răspuns, creștina, că a luat și copiii cu ea. Pe el n-a vrut să-l urmeze la început, a trasat doar drumul. Așadar, rețineți, frați și surori, bărbați și femei, dacă iubiți, aceasta să vă fie prioritate. Dobândirea veșniciei pentru toată casa. Și dacă așa gândim, așa investim. Slujba de la biserică va fi una plăcută. Ne vom atrage familia. De altfel, spuneți-mi, vă rog, care este scopul bisericii? Diferă de scopul familiei? Nu, Dumnezeu nu are decât un singur scop, să mântuiască oameni. Și acest scop este scopul bisericii și scopul familiei. De aceea, dacă vreți familia să vă fie mântuită, aduceți familia la adunare. Aici avem ajutoare suplimentare. Aici Dumnezeu ne dă har. Iată, dragii mei, secularizarea, îndepărtarea de cele sfinte a dus la ruinarea familiei, drept dovadă, pragmatic vorbind, că biserica ajută familia. Că familia se împlinește prin starea spirituală. Dar dacă iubirea noastră se rezumă la manifestări sentimentale, atunci suntem foarte săraci. Cum îmi scria odată un bărbat că soția nu mai acceptă fanteziile și viața de familie nu are farmec. Și am zis, bietul de el. Adevărata împlinire se rezumă la accente fizice? Sufletul, spiritul nu au o valoare mai mare? Nu vreau să pierd din vedere și voi spune în al patrulea și ultimul rând că iubirea are și un cadou mai mic. Să iubești pe aproapele tău, ceea ce scrie aici în Efeseni, capitolul 5, raportat la viața de familie, versetul 28, tot așa să-și iubească și bărbații nevestelor ca pe trupurile lor. Adică un bărbat care își iubește nevasta se va îngriji de ea în viața aceasta pământească. Dar prima ofertă va fi viața veșnică. Nimeni nu și-a urât trupul lui, îl hrănește, îl îngrijește cu drag ca și Hristos, biserica. Dar nu știu cum se face că uneori ne rezumăm doar la dimensiunea aceasta. Și credem că o iubire adevărată este să te dăruiești celuilalt, să fie fidelitate, foarte bine, să fie servicii, să muncești, să ai o casă, să, în casă, să fie toate la locul lor. Și apoi când murim, mai cântăm o dată, mai păstrăm o amintire, și s-a dus totul. Spuneți-mi, vă rog, să mă așteptați la urmă cine își știe înaintașii cu 5 generații înainte. Cum i-a chemat? Unde au locuit? Cu ce s-au îndeletnicit? Dacă ne rezumăm numai la viața asta și iubirea noastră vrea numai aici investită și pentru ceilalți ne dorim tot numai pentru aici, știți cum spune Scriptura că suntem? Cei mai nenorociți oameni.
Să ne dea Dumnezeu harul să ne ridicăm privirea spre culmele împărăției lui Dumnezeu. Și să înțelegem că investiția iubirii nu-i doar pentru aici și pentru acum. Cu asta, cum spuneam, nu pierdem sub nicio formă din vedere viața aceasta, pentru că nu se poate să-L iubești pe Dumnezeu, să nu-L iubești pe aproape. Nu se poate să-i spui soției, drag, eu vreau să te duc în rai, dar până în altă trăiești în condiții cum vrei. Nu te ajut, asta nu se poate. Vă dau un exemplu din cartea Genesa, este scris despre Iacov, așa s-a întâmplat atunci, erau niște reguli, bine că nu se mai respectă. Când a vrut să ia o fată, i s-a cerut să slujească 7 ani fără să fie plătit. Și scrie aici în Genesa 29, versetul 20, astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Și știți în ce condiții muncea? N-avea muncă de birou cu aer condiționat și orar numai de 8 ore sau de 6. Vă citesc, mai întorcând o pagină în Scripturi. 31:40, ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig. Și în condițiile astea, a zis după 7 ani, dar ce-a fost asta, nici o săptămână. De ce? În iubire te dăruiești fără rezerve. Dar vă rog să observați. Iacov nu și-a înțeles rolul de soț numai prin muncă, prin servicii. Și-a înțeles rolul de soț prin ceea ce vă citesc din Genesa 35, ceea ce evidențiam anterior. Dumnezeu a zis lui Iacov, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov n-a muncit doar să aibă Leia, Rahela și copiii mâncare aici. Iacov știa, și noi știm mai bine din Biblie, că se mai pregătește o masă în împărăția lui Dumnezeu. Cine va fi acolo la masă? Avram, Isaac, Iacov, dincolo. Lea, Sara, Rahela, Adrian, Alexandra, nu? Păi astăzi ați pregătit aici, bănuiesc, o masă mare. Dar să pregătim și pentru masa de sus. Că aici, mâine, poi mâine, tot mâncăm până când nici apă cu paiul nu mai merge. Și apoi, am iubit. Până la capăt, dar e cam aproape capătul ăsta. Iubirea n-are capăt, e eternă. Dar dacă nu vei fi născut din nou, dacă nu-L vei cunoaște pe Dumnezeu, nici aici nu vei putea să dai cât ai putea să dai. Și să știți, examenul, analiza de iubire ne-o face Dumnezeu. Dacă tot l-am amintit pe Iacov, vă amintiți versetul care scrie Domnul a văzut că Leia nu era iubită? Așa că atunci când îi spui la nevastă că iubești, să bagi de seamă că Dumnezeu știe dacă e drept sau nu. Și asta se materializează în a face totul pentru mântuirea ei și pentru fericirea ei pământească. Să le întrebe, Doamne, dacă vor ceva mai mult? N-au ce mai mult. De unde intră pe rol iubirea, orice altă impunere, orice altă lege este deprisos. Dragii mei, Dumnezeu aici pe pământ ne poartă de grijă pentru că ne iubește. Dar Dumnezeu vrea să ne dea veșnicia pentru că ne iubește. Și spunea cineva așa, calculați cu regula de 3 simplă. Dacă aici pe pământ la 70 de ani ne-a dat ce se vede, dar la o veșnicie ce are pentru noi? Scrie în Biblie că nici nu se poate transmite, adică, știți, computerul nostru nu poate lucra cu programul acela să ne dea toate datele. Ce este acolo? Ce ne așteaptă în cer? De una ca asta este în stare Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că ne-a iubit El întâi. Dar nu ne putem rezuma să-L iubim numai pe Dumnezeu. Că El a iubit pe toți oamenii și vrea să fie mântuiți. Ne vom materializa și noi și asta în primul rând în viața de familie, iubindu-ne partenerul, iubindu-ne copiii și făcând totul să-i ducem în rai, de mânuță să mergeți cum sunteți acum. Și dacă vor fi copilași, țineți-i bine și pe aceștia pe lângă voi să nu pierdeți niciunul. Mai scrie Apostolul Pavel că dacă declarăm că îl iubim pe Dumnezeu, vă amintiți unde scrie?
Nu le spunem toate, mai căutați prin Biblie, găsiți și altele, pe lângă cele la care facem noi referire. E cunoscut de Dumnezeu. Se ruga un copilaș așa, înaintea Domnului spunea, drăguțule. Da, știe Dumnezeu dacă îl iubim sau nu îl iubim. Faptul că El ne iubește, asta e sigur. Că îi purtăm chipul, că ne-a purtat de grijă până în această seară, că ne-a dat harul, liniște și pace să avem o căsătorie. Mulțumim, Doamne! Fie așadar harul iubirii peste noi toți. Nu uitați! Iubirea este eternă. Iubirea trebuie să devină natura noastră. Și apoi să știm să ne arătăm dragostea prin a face totul pentru mântuirea partenerului și pentru fericirea lui în viața aceasta. Doamne ajută! Amin!